Stimați oaspeți, dragi colegi din mass media, bine ați venit la evenimentul de prezentare a proiectului Dezvoltăm Portul de Stat Giurgiulești. Știm cu toții că portul de stat are potențial, dar despre aceasta ne va spune mai mult domnul ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu. Domnule ministru! Domnule viceprim-ministru, domnule director al Agenției Proprietății Publice, domnul director al Agenției Navale, stimați colegi, domnilor agricultori, stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni. Exact 2 săptămâni în urmă am prezentat planul reconstrucției infrastructurii Moldovei 5+. Unul din proiectele de importanță națională din plan este dezvoltarea portului de stat Giurgiulești. Iar astăzi suntem aici, la Giurgiulești, în portul de stat, să vă vorbesc despre acest proiect. După ani de stagnare, a venit timpul ca portul de stat să devină unul modern, competitiv și să impulsioneze economia din țara noastră, dar și din regiune. Potrivit studiului de prefezabilitate, realizat cu sprijinul Corporației Financiare Internaționale, a cărei reprezentanți avem onoarea să avem astăzi aici, proiectul de dezvoltare a portului de stat Giurgiulești presupune atragerea unui partener privat în cadrul unui tender internațional competitiv pentru proiectarea, finanțarea, modernizarea, echiparea și exploatarea terminalului existent și proiectarea, finanțarea, construirea, modernizarea, echiparea și operarea unui nou terminal. Noul terminal portuar va fi folosit ca terminal de cereale cu o capacitate de transbordare de aproximativ 800.000 de tone pe an. Acest lucru înseamnă că vom putea exporta cu 800.000 tone mai mult cereale prin portul de stat Giurgiulești. Acest proiect își propune să rezolve mai multe probleme cu care se confruntă sectorul naval în ultimii ani. Voi enumera doar câteva. 1. Moldova nu are suficientă capacitate de transbordare portuară. Spre exemplu, porturile actuale a țării pot găzdui, transborda și transporta mai puțin de jumătate din totalul cerealelor exportate de țară. Să vă dau câteva cifre. În 2021, Moldova a exportat 2,3 milioane tone de cereale, dintre care doar 406.000 tone prin porturile de pe teritoriul țării noastre, adică aproximativ 17%. În 2022 am exportat 2,2 milioane de tone de cereale, dintre care doar 710.000 de tone, adică aproximativ 32% prin porturile noastre. Prin urmare, exportatorii locali sunt nevoiți să folosească porturile dunărene, ucrainene sau românești. Acest lucru cauzează creșterea costurilor totale de transbordare a mărfurilor. Deci, odată cu construirea acestui proiect, nu va mai fi nevoie să folosim atât de mult și vom crește această capacitate cu 800.000 de tone, așa cum am menționat mai sus. 2. Moldova trebuie să se dezvolte, iar pentru aceasta are nevoie să atragă investiții. Trebuie să atragem investiții împreună cu parteneri credibili, de talie mondială și cu maximă transparență a procesului. Acest proiect de dezvoltare a portului va fi un exemplu de practică exemplară pentru atragerea investițiilor private în Moldova. Investiții care vor crea locuri de muncă și vor ajuta agricultorii și întreaga economie să se dezvolte. Vom face acest lucru împreună cu Corporația Financiară Internațională, care este parte a grupului Băncii Mondiale. Atunci când vorbim de grupul Băncii Mondiale, vorbim de o instituție cu o reputație ireproșabilă, care are experiența necesară la nivel global pentru a ajuta Republica Moldova. Banca Mondială ne ajută să construim drumuri în țară, apeducte, stații de epurare, iar de azi această colaborare frumoasă se extinde. De azi, împreună cu Corporația
financiară internațională vom dezvolta portul de stat Giurgiulești. 3. Din punct de vedere strategic, trebuie să înțelegem că exportatorii din Moldova nu mai pot continua să se bazeze pe porturile ucrainene. Aceasta este un argument cheie pentru lansarea acestui proiect. Faptul că în prezent porturile ucrainene nu sunt disponibile pentru mărfurile moldovenești din cauza agresiunii rusești este clar. Totuși, trebuie să clarificăm că, chiar după război, și sperăm ca cât mai repede Ucraina să fie învingătoare în acest război, dar chiar după război, cea mai mare parte a mărfurilor ucrainene revine la portul Odessa, portul Reni va fi în continuare foarte solicitat de mărfurile ucrainești. Aceasta înseamnă că Moldova trebuie să găsească o soluție alternativă acasă și nu să se bazeze doar pe porturile din Ucraina sau din România. În cadrul proiectului se vor realiza următoarele lucrări de construcție, amenajare și dotare tehnică. Construcția de silozuri de cereale cu o capacitate de aproximativ 80.000 de tone. Amenajarea unei noi dane de 150 metri lungime și 5 metri adâncime. Dotarea cu încărcătoare de cereale cu viteză estimată de 1500 de tone pe oră. Amenajarea liniilor de cale ferată și stație de descărcare feroviară. Construcția unei parcări pentru camioane. Construcția unei stații de descărcare a camioanelor. Construcția de depozite acoperite, dotarea cu macarale mobile și amenajarea teritoriului de 2,5 hectare pentru noul terminal portuar. Costul estimativ al tuturor investițiilor necesare este de aproximativ 34 de milioane de dolari la ziua de azi, sau peste 600 milioane de lei. Vă rog să notați că aceste date sunt preliminare și vor evolua odată cu elaborarea studiului de fezabilitate. Planul nostru este să realizăm acest proiect într-un termen cât mai restrâns. Totuși, înțelegem cu toții complexitatea și volumul de lucru necesar pentru a realiza acest obiectiv. Și am împărțit pe etape realizarea acestui proiect. Până la jumătatea anului 2025 vom finaliza studiul de fezabilitate și procesul de licitație, iar până la sfârșitul anului 2025 ne propunem să semnăm contractul și să atragem finanțarea necesară pentru acest proiect. Construcția propriu-zisă a infrastructurii despre care am vorbit mai sus va dura 2 ani, perioada 2026-2027, iar din 2028 portul va activa la capacitate maximă. Dragi cetățeni, dezvoltarea portului de stat Giurgiulești este un proiect ambițios care necesită investiție și timp, dar care odată realizat va aduce beneficii nu doar pentru agricultori și cetățenii din Republica Moldova, dar pentru toată regiunea. Portul de stat de la Giurgiulești trebuie și va fi un port modern, un motor al economiei noastre. Vă mulțumesc și urmează să vorbească și colegii mei, după care vom merge să vedem împreună portul, să vedeți care este situația la moment în această zonă. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule ministru! Ați menționat Corporația Financiară Internațională, care are un rol strategic, de aceea vreau să invit pe doamna Galina Cicanci, care este Country Manager al Corporației Financiare Internaționale, partea grupului Băncii Mondiale, care este de fapt consilier a guvernului în acest proiect. În calitate de consultant în această
la câteva aspecte foarte importante. Deci să pregătească studiile tehnice la cel mai înalt standard, să desfășoare un concurs investițional transparent, să structureze tranzacția investițională cu potențialii investori, astfel ca să fie protejate interesele statului, dar și interesele investitorului privat. Ne dorim foarte mult, prin această colaborare, să reabilităm în ochii opiniei publice asemenea instrumente investiționale importante, cum sunt concesiunea și parteneriatul public-privat. Ele, dacă sunt implementate cu bună credință și cu cunoaștere a proceselor, pot aduce beneficii majore țării și cetățenilor ei. Suntem siguri că experiența globală a grupului Băncii Mondiale poate aduce beneficii mari și Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Acum îl invităm pe domnul viceprim-ministru, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, domnul Vladimir Bolea, care ne va spune despre avantajele pe care le are dezvoltarea acestui port. Bună ziua la toată lumea! Probabil pe drum spre port ați văzut cozile imense create din automobile. Deci eu cred că astăzi astfel de situații noi le vedem la toate punctele de trecere a vămii moldo-române și cozile care le vedeți dumneavoastră se datorează lipsii de investiții în ultimii 30 de ani în infrastructura feroviară și portuară a Republicii Moldova. Până la războiul ruso-ucrainean, Republica Moldova exporta cereale prin segmentul de porturi Ren și Odessa. Aproape 75% din exporturile de cereale care erau făcute de Republica Moldova erau făcute exact prin aceste două porturi foarte mari. Mai mult ca atât, agenții economici din Republica Moldova din segmentul cerealelor au o depozitare foarte bine dezvoltată în portul Ren, care astăzi este impracticabil pentru majoritatea dintre ei, ceea ce înseamnă milioane de euro investiți de agenții economici din Republica Moldova într-o infrastructură portuară a unui alt stat și pe care astăzi nici nu îl pot folosi. Din acest considerent, toate măsurile luate astăzi de Ministerul Infrastructurii sunt extrem de mult așteptate de toată agricultura din Republica Moldova. Ce înseamnă cale ferată? Înseamnă rapid și mai puține costuri pentru transportare, pentru logistică. Mai puține costuri pentru logistică înseamnă mai mulți bani care rămân la agricultorul care a crescut cerealele. Noi nu putem influența prețul de vânzare, pentru că sunt o mie și una de factori care influențează și influențează acest preț. Au fost în America sau nu au fost ploi, au fost sau nu au fost ploi în Statele Unite ale Americii, Canada sau alte locații de pe globul acesta care sunt mari și mari producători de cereale. Nu putem influența, dar în schimb noi avem obligația și asta facem. Ne implicăm în procesul de scădere a cheltuielilor agricultorilor prin diferite metode. Și astăzi noi asistăm la una dintre cele mai importante acțiuni făcute de către Guvernul Republicii Moldova. Dăm startul construcției unui nou port de stat. Diferența de cheltuieli la o tonă până la război, acum pot să greșesc, nu mai cunoaștem că fluctuațiile sunt în fiecare zi și situația este total atipică, era 13 euro la o tonă transport din Giurgiulești până în port Constanța cerealilor pe naval și 45 de euro costa o tonă transport tot din vama Giurgiulești până în Constanța pe auto. Este o diferență imensă și acești 30 și ceva de euro sunt bani care în mod normal, dacă statul, dar nu că statul, când statul își va onora obligațiunile sale și va construi această sistem portoară, bani care vor rămâne în buzunarul agricultorilor care cresc cerealele. Deci, măsurile întreprinse de Guvernul Republicii Moldova sunt măsuri reale de susținere a agricultorilor din Republica Moldova. În timp, da, dar contează enorm de mult că acest proces s-a început. Și credeți-mă că pare acum mult, 27, 28, ca și cifre. Timpul trece foarte repede. Și dacă noi astăzi începem acest proces și în 27 îl dăm în exploatare și în 28 vor fi încărcate primele corăbii, va fi un succes extraordinar pentru Republica Moldova și în mod deosebit pentru agricultorii de Republica Moldova, care își vor putea exporta lumea, în toată lumea, practic, produsele cerealiere la niște prețuri extrem și extrem de competitive. Pentru că noi în zonă avem două țări mari
dintre care una este enormă, producătoare de cereale, cu care noi concurăm. Și măsurile întreprinse de guvernul nostru este să pregătim să mărim reziliența agricultorilor Republicii Moldova în competiția acerbă cu agricultorii români din România și cu agricultorii ucraineni din Ucraina. Deci, din acest considerent, acest proiect este unul extrem de important pentru agricultura din Republica Moldova. Felicitări domnului ministru, felicitări guvernului Republicii Moldova și felicitări Moldovii pentru un astfel de proiect. Mulțumesc frumos! Acum îl invităm pe Roman Cojuhar, director general al Agenției Proprietății Publice, care ne va spune care sunt avantajele acestui parteneriat. Bună ziua, stimate domnule viceprim-ministru, stimate domnule ministru, stimați reprezentanți ai mass media, onorată asistență. Astăzi aș dori să subliniez despre importanța deosebită a portului de stat Giurgiulești ca și proprietate de utilitate publică care trebuie exploatată la maximul său capacității. Acest port reprezintă un activ foarte valoros, strategic pentru o țară, dar și pentru întreaga regiune. Agenția Proprietății Publice este structura cheie a statului cu responsabilitate de a implementa și de a monitoriza parteneriatele publice-private. În context, afirmăm că proiectul ambițios de dezvoltare a portului de stat Giurgiulești ilustrează cu fermitate faptul că instrumentul de parteneriate publice-private, dacă ar fi aplicate corect, în baza lecțiilor cu parteneriatele publice din trecut, ar putea degenera rezultate extrem de pozitive atât pentru stat, cât și pentru utilizatori. Pentru a asigura succesul acestui proiect esențial, am decis să desemnăm Corporația Financiară Internațională ca principal consilier al acestui proiect. Corporația Financiară Internațională deține o vastă experiență în structura parteneriatelor publice-private la nivel global, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Până la încheierea acestui parteneriat, ne vom asigura că efectuăm o analiză detaliată a necesarului de investiții, a operațiunilor planificate și a riscurilor. În plus, ne propunem ca organizarea unei licitații transparente și semnarea unui contract echilibrat cu ofertantul câștigător. Aceasta reprezintă o abordare diferită față de parteneriatele publice organizate până în trecut de către Republica Moldova, unele din păcate care au eșuat. Ceea ce face acest proiect cu adevărat unic este că faptul că guvernul nu va cheltui bani publici pentru această inițiativă. Optăm ca atât construcția cât și dezvoltarea portului să se realizeze cu investiții private. Partenerului privat îi vom oferi oportunitatea de a-și recupera investițiile din operațiunile desfășurate în conformitate cu contractul. Este important să subliniem că dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport naval, în special într-o zonă strategică de interes nu numai pentru Republica Moldova, ci și pentru vecinii noștri, Ucraina, România, va atrage investitori. Mai mulți investitori generează concurență, iar concurența duce la scăderea prețurilor, la creșterea eficienței economice și la beneficii tangibile pentru fiecare cetățean. Republica Moldova are în proprietate o infrastructură portuală care trebuie valorificată la maximă capacitate. Și noi asta o vom face, să ne reușească în toate. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule director. Domnul viceprim-ministru a menționat despre avantajele pentru agricultură, dar avem și președintele Cooperativei de Întreprinzători Agrostoc, domnul Igor Tagadiuc, care ne va spune mai multe. Domnule Tagadiuc, vă rog.
afaceri, vreau să încurajați, să-i susțin și să mulțumesc participanților guvernului AFC, pentru că în sfârșit am ajuns și noi să auzim investiții, proiecte reale în infrastructură. Deci, ce ar însemna asta? S-a vorbit aici și cu bună dreptate a vorbit și domnul ministru. Deci asta ar însemna eficiență, costuri, viteză. Deci noi astăzi trăim într-un spațiu când toată lumea se mișcă foarte rapid. Pe lângă mișcare mai avem nevoie și rezistență, eficiență, un control vast a cheltuielilor, care bineînțeles că acest proiect va asigura. Deci, dezvoltarea spațiului concurențial pe această direcție, bineînțeles că va aduce și costuri mai mici, ceea ce este foarte important. Noi astăzi cunoaștem bine că mutarea vagoanelor cu cereale, deci pe o distanță aici de, nu știu, 5-6 km, deci în spațiu românesc, în Galați, cu transbordare în navă, cam ne costă 30 de euro. Cum credeți, de unde vin acești bani? Ele sunt acoperiți din buzunarul fermierului, ceea ce nu este, cred că, normal astăzi. Dar uitați-vă că suntem în fața unor provocări care, de fapt, generează acțiune, care ne pune întrebări, care intervine cu identificarea și căutarea soluții. Și iată, în sfârșit, încă o dată repet, deci auzim aceste schimbări, suntem convinși că va contribui acest proiect la dezvoltarea economică, pentru că e adevărat că Republica Moldova, noi astăzi avem o economie foarte slab dezvoltată. Ea este bazată mai mult pe, nu știu, un comerț careva, este bazată mai mult pe niște cifre, așa, destul de superficiale. Dar având astăzi perspectiva dezvoltării acestei infrastructuri, nu în ultimul rând, o să putem asigura și tranzituri, de ce nu? Pentru că foarte multe țări astăzi se bazează în dezvoltarea sa economică pe tranzituri, pe servicii, pe stocări. Deci, de aceea, iarăși un plus. Într-un cuvânt, consider că există o perspectivă foarte bună, susținem, încurajăm implementarea. Bineînțeles că ne dorim cu o viteză cât mai rapidă să se miște aceste investiții și această dezvoltare. În rest, succes tuturor și la mai mult și la mai mare. Mersi mult! Vă mulțumim, domnule Tacadiuc. Doamna ministră Iordanca Rodica Iordanov, vă mulțumim că ați reușit să veniți totuși și nu putem să vorbim despre dezvoltarea portului fără să vorbim despre măsurile care vor fi întreprinse. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, vreau să vă, în primul rând, să vă mulțumesc pentru faptul că am primit această invitație și suntem foarte bucuroși astăzi să participăm la acest eveniment. Noi totdeauna am pledat pentru necesitatea dezvoltării Republicii Moldova și pentru a ajuta agenții economici să-și realizeze activitatea, fiindcă într-o formă sau oarecare, noi toți depindem de modul cum se realizează activitățile economice în Republica Moldova. Pe de altă parte, ne bucurăm și pentru faptul că dumneavoastră ne-ați auzit și în acest exercițiu foarte important pentru Republica Moldova de a ridica prosperitatea, de a ridica nivelul economic și dezvoltarea, în special și în zona Giurgiulești, noi vrem să avem un exemplu frumos de activitate economică bazată pe aspecte de mediu. Vreau să vă informez că noi am avut mai multe discuții cu Corporația Financiară a Băncii Mondiale în procesul de elaborare a studiului de prefezabilitate. Am discutat în baza celor necesități de mediu care trebuie să fie luate în considerare. Am avut angajamente comune să lucrăm asupra procesului de menținere a ecosistemelor din zonă, fiindcă sunt deosebite, suntem la intersecții de râuri, suntem în zone care trebuie să fie protejate, suntem în preajma unei zone luate sub protecția UNESCO,
Mai mult ca atât, avem și niște lecții învățate anterior, trebuie să luăm în seamă cele ce s-au întâmplat, din păcate, în anul acesta și, respectiv, să nu mai repetăm aceste greșeli. De aceea, eu sunt foarte încrezută că acest exercițiu de dezvoltare a portului va fi exemplu frumos prin prisma protecției mediului, dezvoltarea unui sinergism dintre activitatea economică și protecția mediului, dezvoltarea mediului și de ce nu noi să fim acei care vom aduce exemple frumoase, cum trebuie să găsim această conlucrare între, pe domeniul protecției mediului, dezvoltării, restabilirii, acolo unde este necesar, menținerii obligatorii a malurilor râului, dezvoltarea ecosistemelor din zonele protejate. Noi am discutat despre aspectele de atragere a echipamentelor care să fie prietenoase mediului și să aibă un impact redus asupra mediului, să captăm acele emisii și în special să reducem traficul de autocamioane, ca să reducem și emisiile de la autocamioane și să avem acele criterii de bună calitate pe mediu realizate în acest și să avem rezultate frumoase și cât e posibil mai repede. Mulțumim! Mulțumim, doamna ministru! Dragi colegi din mass media, vreau să menționăm că acolo avem o expoziție foto și acum vom vedea cum de fapt va arăta portul de stat Giurgiulești după ce va fi implementat proiectul, dacă tehnologia ține cu noi. Avem o problemă tehnică, o să vă-l trimitem via, vă-l dăm pe e-mail sau dacă e ok, nu reușim. Acum vă invităm pe toți la un tur pe vapor, unde puteți să discutați cu domnii miniștri și după aceea va fi o sesiune de întrebări și răspunsuri.